Bună ziua, bine m-am găsit la prof. Online, cu exerciții de matematică. Da, mă, cu ieșiții cu tema pentru acasă, cu fel de lucruri interesante. Am spus lecția ta de ieri și un prieten de-al nostru, profesor Ofi, habar n-am, știi bine că a fost un ieșiție destul de interesant, sper să-l găsesc aici cu A și B. Era un notat într-un fel A și B. Oare când să fie, când să fie, când să fie. Nu știu eu cum să-l găsesc, dar este pe aici, pe undeva. Știm că... Pe la a doua? Este de desupra 1 supra. A egal cu 2 la a doua. Cum ați spus? Are 13 ăsta? 1 pe 2 plus 1 pe 6, nu știu ce? Nu. Nu este asta. Era 2 la a doua plus 3 la a doua. De eu l-am scris, domn profesor. Dar... Unde? Pe care? De l-am scris. A egal cu... A egal cu A la a doua. 2 la a doua. 2 la a treia plus 2 la a treia. 2 la a treia plus 2 la a treia. Așa, așa, a spus dumneavoastră 2 la a doua. Am zis eu că e o greșeală. 2 la a treia plus 2 la a treia plus 2 la a patra plus puncte, puncte și mai departe plus 2 la 100. 2 la 100. Iar B-ul este egal cu 1 pe... 1 pe... 1 supra, azi amintești, 1 plus 2 plus 3 plus puncte plus 128 plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus puncte plus 129 plus puncte plus și mai departe plus 1 supra 1 supra 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte până la 511, ții minte, da? Da. Ei, exercițiul este foarte interesant. Pe B l-am lucrat. Da. Că am sesizat noi aici că este o sumă Gauss. Nu? Am observat așa termenul cel consecutiv acolo. B-ul era 3 supra 2 la 8. Deci, B-ul cât ne-a dat ca rezultat? 3 supra 2 la 8. 3 supra B la 8. 3 supra 2 la? A 8. 2 la 8, da? Așa, asta a fost rezultatul. Da. Și acum ne-am apucat de A. La calculul A, A egal cu? 2 la 3 plus 2 la 3. Deci 2 la 3, lăsăm așa cum e scris aici, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus puncte, puncte, plus 2 la puterea 100. Și o să mergem pe ideea mea, pe ideea care am spus-o eu, dar cu observația că lăsăm așa. Nu modificăm 2 la a doua. Da. Și noi am avut ca inițiativă, eu am zis că e o greșeală și că ce-ar fi să las 2 la a doua, lăsăm așa 2 la a treia și tot așa cum am funcționat data trecută cu 2, dar ți-amintești, nu egalitatea cu 2. Și atunci ia de bine, te rog. 2a. 2a egal cu? 2 la a patra. 2 la a patra. Plus 2 la a patra. Așa. 2 la 5-a, 2 la 5-a, plus puncte, puncte, 2 la 101. 2 la puterea 101. Bun. Să facem următoarea șmecherie. Aici este 2 la 4, nu? Da. Deci, să zicem echivalent, hai să zicem așa, echivalent cu 2a, 2 de a de a, este egal cu? 2 la 4. În loc de 2 la 4, aia să zic de 2 de a de 2 la a 3. Să zic așa, 2 la a 3. Nu, 2 la a 3 plus 1 aici. E bine? Da. Că 2 la a 4 înseamnă 2 la a 3 plus 1. Da. Plus 2 la a 4 se las pe celălaltul. Plus 2 la a 5. Plus 2 la a 6. Plus mai departe. Plus 2 la 100. Și plus 2 la 101. E bine, nu? Da. Iar 2 la 3 plus 1, echivalent, cu 2a, minus, egal cu? A. 2 la a 3 plus 1. Cum se scrie 2 la a 3 plus 1? 2 la a 3 ori 2 la a 1. Da? 2 la a 3 ori 2 la a 1. Plus 2 la a 4, plus 2 la a 5. Și așa mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 la 100 și plus 2 la 101.
echivalent cu 2A egal cu 2D de 2 la 3A. Adică aș spune 2 la 3A plus 2 la 3A plus 2 la 4A plus 2 la 5A plus puncte, puncte și mai departe plus 2 la 100 și plus 2 la 101. Ce? 2 de-a de 2 la 3, 2 la 3 și 2 la 3. De-a scos de la 3 ori de la 3. Nu e că e plus. Păi da. Dar 2 de-a de 2 la 3 nu înseamnă să repet la adunare 2 la 3 și plus 2 la 3. Dacă nu... Insist de pe dată. 2 de-a de 2 la 3 se scriu 2 la 3 plus 2 la 3. Și plus 2 la 4, plus 2 la 5, plus 2 la 100, plus 2 la 101. Bun. În A era 2 la 3, dar 2 la 3 de 2 ori, nu? Da. 2 la 3, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5 și așa mai departe. Da. Plus 2 la 100. Ne mai aducem în aminte încă o dată. A așa a fost dat. Păi anunțim cu 2. O să scriem 2A egal cu A plus O plus de la 101. Așa este. Deci se vede că asta tot este A. Da. Și atunci echivalent. 2A egal cu A. 2A egal cu A plus 2 la 101. Și de aici A simplu va fi egal cu, dacă 2A egal cu ăsta, un singur A. O să fie 2A minus A. Adică A. A plus 2 la 101. A egal cu 2 la 101. A egal cu 2 la 101. Iată pe A aflat foarte repede. Și acum A ori B, din cele două, A 3. Ori B egal cu 3 pe 2 la 8, 2 la 8 ori 2 la 100, ori 2 la 101. 101. Și se simplifică aici, da. Și face egal mai departe cu 3 ori 2 la 90 și 3 ori 2 la 90 și 3. 2 la 3 la ori 2 la 93, da? Că din 200, din 101 scădem de 8, 93. Și termenatic ești, este un număr natural. Da. Numai în fracție, e clar că e un număr natural. Așa ești ghișițiu. Deci, faptul că am stricat ghișițiu și în loc de 2 la 3 am zis 2 la 2, nu mi-a mai dat, să-i mintești ții, nu? Nu mi-a mai dat și eram noi într-o panică acolo. Da. Dacă lăsam așa, cum era scris de autor, ieșea foarte bine, corect, și de ce m-a... Și pe ideea noastră. Pe ideea noastră. Da. Ce face prietenul nostru în comentarii? Spune așa. Domnule profesor, vă admir că mergeți așa de la prima citire, dar să știți că ghișițul mergea și dacă mergea corect și n-ați fi avut greutăți, vrea să-mi atrag el atenția, dacă nu-l stricați. Și mi-a spus bine. Mulțumesc frumos. Dovadă că și dacă mă stricam, mergea foarte bine. Și vedeți cum face ea. A egal cu, se schimbă din nou varianta în care vede loc cu observația asta care ne-o comunică. 2 la 3 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 5 plus și mai departe plus puncte, puncte, plus 2 la puterea 100 egal cu 2 la 3 și cu 2 la 3. Deci 2 la 3 plus 2 la 3. 2 la 3 ori 2 la 3. Face 2 de-al de 2 la 3. Nu-i, da. Nu-i 2 la 3 ori 3. Egal mai departe 2 ori 2 la 3. 2 ori 2 la 3 plus 2 la 4. Plus 2 la 5. Plus puncte, puncte și mai departe. Plus 2 la 100. Și egal mai departe cu 2 la 2 ori 2 la 3, cât face aici? 3 la 4. 2 la 4. Și egal cu 2 la 4 plus 2 la 4, următorul, plus 2 la 5, plus 2 la 6, plus mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 la 100. Și egal mai departe cu 2 la 4 și 2 la 4? A face 2 ori de la 4. Adică? A, o să ajungă 2 la
A 5-a. 2 la 5-a ori... Plus 2 la 5-a, da? Da. 2 la 5-a plus 2 la 5-a. Și plus 2 la 6-a. Și mai departe, plus puncte, puncte. Plus 2 la 100. Și egal mai departe, ăștia 2 de 2 la 5-a cât fac? La fel. Și o să ajungem la final. O să fie 2 la 100 plus 2 la 100. Așa. Care o să fie egal cu... Deci 2 la 100. 2 la 100. Adică 2 la... Adică 2 la 101. Așa, și face final 2 la 101. Tu ne-a dat și nouă. Care cea? Trebuie să recunoaștem că observația autorului, a celui care mi-a tras atenția, este mult mai elegantă. Că cei 2 din 2 la 3 fac un 2 la 4, care împreună cu 2 la 4 fac 2 de al 2 la 4, care împreună cu 2 la... Și tot se strânge ca o armonie, foarte frumos se strânge, până când se strânge, se strânge, se strânge, și până când ajunge, cum ai spus tu mai devreme, 2 la 100 plus 2 la 100. Care face 2 de al 2 la 100, adică 2 la 101, rezultat pe care l-am găsit și noi. Da, uite-se. Da? Da. Dar tot ce a spus autorul, tot ce a spus cel care... Și autorul ieșițiului a făcut varianta asta. La asta s-a gândit autorul, da. Când a făcut ieșițiu. Repet, merge numai când e baza 2. Pentru că cei 2 adunați fac 2 ori și se strânge. Numai când e 2 baza. Dar dacă ar fi 3, dacă ar fi fost C egal cu 3 la a 2-a plus 3 la a 2-a plus 3 la a 3-a plus 3 la a 4-a plus 3 la a 5-a plus 3 la a 6-a și așa mai departe, nu mai merge ieșițiul. Că cei 2 de 3, cei 2 de 3 nu se strâng. Nu, da, pentru 3? Nu dă 3 de al de 2, 3 la a 2, ci doar 2. Deci va face cât? 2 ori 3 la a 2. Și nu se leagă pe aceea în bază, ca să nu le spuneți. Când se strânge frumos și ieșițiu? Când ai baftă, e numai baza 2. Da? Deci, prietene, observația este perfectă, este interesantă. Deci tu mergi foarte bine și așa a fost dat de autor. În varianta să strângă așa. Nu cu șmecheria care o făceam noi aici, cu mulțim cu doi peste toți, nu știu ce, nu știu cum. Nu. Așa trebuie făcut. Dar dacă e altceva, dacă e baza 3, trebuie făcut cu șmecheria noastră. Deci, concret, hai să le arătăm acum, că le-am și arătat, de fapt, am ajuns la același rezultat, dar că numai pentru baza 2 merge șmecheria asta. Pentru o altă bază, nu mai merge și trebuie mers pe tot ce am gândit noi mai devreme. Și trebuie să ajutăm să ne ocupăm, să arătăm, în general, cum așa ieșiții merg. Da? Vezi, mă bucur mult că primim, mă rog, nu observații, primim soluții, idei. Și asta înseamnă că pe proful online stau foarte mulți. Repet, 40.000 de abonați, înseamnă la primul... Voi sunteți abonați? Da, da. Dacă spuneați că nu sunteți abonați, vă sigur... Nu cred. Nu puteam să cred. Nu puteam să cred. Nu cred. Păi n-aveam cum să cred că nu sunteți abonați, câte vreme sunteți chiar participanți, sunteți actorii acestui bloc, nu? Așadar, este important ca atunci numărul abonaților trebuie să crească. O să vină ca să punem butonul de tot. Și atunci ce se întâmplă? Fiecare când au primit așa o lecție, pac, e anunțat. Nu așa se întâmplă? Este anunțat? Așa sunteți, nu? Da. Da. Trebuie să apăsați pe clopoțel, să apară lângă clopoțel două liniuți. Așa. Eu le spun exact cum se întâmplă când sunteți apresionat de faptul că apărăți o lecție. E, în clipa în care nu ești abonat, trebuie să intri direct. Trebuie să cauți, să vezi, nu știu ce. Dar tu, dacă ești abonat, vezi lecția aceea și cu ocazia asta vezi foarte multe lecții acolo, pe clase, cu toată structura. Deci le spunem că se taseze pe Google Prof Online. De acolo se intre video, nu pe Google, ordonat pe YouTube, acolo nu găsești pe toate. Dar te duci pe Google cu Prof Online. Intră, se intră în pagina aceea, se ia video matematică. Și când ai intrat în pagina cu video matematică, îndată vezi acolo pe clase.
clasa 1, 0, 1, 2, 3, autorul numărul 1, clasa 0, Mario, clasa 1, clasa 2, a 3-a, lecțiile toate se văd de ani de studiu acolo. Clasa 7, sunt 200 și ceva de lecții acolo. Să adaugă continuu. Așadar, vreau să calculăm suma următoare. Este egal cu 3 la 1, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus 3 la 4, plus 3 la 5, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 3 la 100. Da, vede. Aici nu mai merge problema aceea. Cu 2? Nu mulțim nu. Cu 3. Nu mulțim totul cu 3, corect. Și ghiși cu 3. 3 egal cu... 3 yes, egal cu... Da, profesor, aș putea să scriu direct, dar nu. Nu? Nu. Hai să vă spun. Da. Hai să zic, egal cu... 3 la 2. 3 la 2. Plus 3 la 3. Plus 3 la 4. Plus 3 la 5. Plus puncte, puncte. 3 la 101. Și aici 3 la 100 în față. Corect? Da, o să... Pe 3 la 100. Păi 3 la 2 plus 3 la 3 plus 3 la, plus 3 la 100 e iar cu S. Da, de la 3 la 1 lipsește 3 la 1, nu la. Adică pe 3 la 2. Am de la 3 la 2 încolo. Și atunci adunăm. Da, în 3 la 1. Exact asta care lipsește. Și vine 3S plus 3. Da, plus. Egal. Cu 3 la 1. Plus 3 la 3, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus, mai plus, plus 3 la 100, da. Plus 3 la 101, 3 la 101, 3S, 3S plus 3 egal cu S plus... Și asta totul este S, da? Da. Vine 3S plus S egal cu 3 S plus 101, 3 la 101. Scad un S. Da. 2S. 3S plus 3. Așa, da. Da. Vine 2S egal cu... Egal cu 3 la 1001. 101. Plus 3. Minus 3. Minus 3, da. Că duce pe 3, 4, 7. Da. De unde S va fi egal de aici cu... 2S. 2S, dar un singur S. Dacă 2 este egal cu asta, S simplu... Egal cu 3 la 50. Oh. A, egal cu 3 la 100. 101. 101 minus 3, 3 împărțit la 2. Păi așa. Răspunsul că e 50. Ce-a fost? Uite, acestea sunt slăbiciuni pe care vreau să, să le corectăm, încât să nu mai apar niciodată. Dacă ar fi fost 101, împărțeam prin 2 și 50,5, sau știu. Dar așa e exponent acolo. Deci egal cu tot rezultatul ăsta, 3 la 101 minus 3, totul supra 2. Iată suma calculată. Da? 3 la 101 minus 3, totul pe 2. Deci, dragilor, în calcul, așa știu ceva. De acum, limpede, calculăm întotdeauna o astfel de sumă. Și ne amintesc o sumă pe care vreau să o calculăm. Ți-am dat ție, știi această sumă foarte repede, 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 3 ori, 2 ori 3, da? Plus puncte, puncte și mai departe, plus 1 supra 100 ori 101. Pe asta o știi, dai rezultatul rapid, nu stai pe gând, faci 1 minus 1 pe 101, nu? Și faci 1 minus, știi tu cum se descrie acolo și mai departe. Da, adică 100 supra 101. Corect. Ies 1, ies 2. Dacă îți dau asta, 2 supra 1 ori 3, plus 2 supra 3 ori 5, plus și mai departe, plus puncte, 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 plus 2 supra 99 ori 101, că stau o diferență de, 2 termeni, nu? Da. Toate numele pare. Așa suma are loc. Știi bine cum se face. Trebuie să fac 3 minus 1, că ai pe 2. Dar dacă nu știu, dădeam eu 2 și spuneam 1, 1, 1, cum faci tu rost de... Trebuia să mulțesc cu 2.
Trebuia să mulțești cu 2 în egalitate. 2S egal cu 2 supra... Exact. Puncte, puncte, puncte. Da, și te duci foarte bine și o faci. Da. Dacă îți voi da... Și ți-am dat câteva sume, model acolo, să, dacă era distanța de 3, deci dacă era așa, S3 egal cu 1 supra, 1 ori 4, plus 1 supra 4 ori 7, la distanță de 3, plus 1 supra, și mai departe, 1 supra. Era important să vezi cum generezi aceste numere. Numere, da. Și mai amintești cum erau ele? 3K plus 1. 3K plus 1, distanța dintre ele. Da. Și era clar. Deci când K e egal 100, da. 301 plus 310. Nu, 301 ori 301 plus 4, adică 305. 300, că distanța e de 3. 304. Așa, da? Și iată și suma asta, mulțești cu 3 peste tot și faci astfel ești. Dar dacă îți dau suma următoare, yes, egal cu 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus 3 ori 4, plus 4 ori 5, plus mai departe, plus 100, ori 101. Știam să o fac. Știam să o faci. Am făcut-o încă din clasa 5-a, 6-a, am gândit-o noi. Și era acolo, mulțim cu... Mulțim cu 2. Nu, cu numărul magic. Numărul magic, așa spuneam. Numărul de aur sau magic, cum spuneam. Da. Care era? Cu 2. Cu 2? Mi-e face serviciu, oare? Ce nu mai știu. Dacă facem 2 ori, nu este serviciu? 2 ori. 2 este ca acum. 2 ori 2. Deci 2 este egal cu 2 ori 2. 2 ori 2. Plus 2 ori 2 ori 3. Plus 2 ori 2, 2, 1 ori 2 ori 2, da? 2 ori 2, plus 2 ori 3 ori 2, ăsta e de aur. V-a spus, domn profesor. Nu, 2, asta ce 3, parcă zic eu, că trebuie să-l văd. Că scriam pe asta într-un fel, 3 ori 3, parcă era. Să mă amintești? Nici eu nu mă amintesc, dar 2 simt că nu face serviciu. Am putea scopul în sumă. Oriu? Nu, pentru că ne-am gândit că ar fi 2 plus 6 plus 12 plus 2. Mai să nu încere asta. Să nu încere asta. Că dacă eu zic și mai mult, că la 1000, 1001, ce te-a pus acolo să faci suma asta, nu? Trebuie să fie o șmecherie. Aș face 1001 plus 1002. Ar fi fix suma care a făcut-o cu Mario. Numai că ar fi numere mai mari. Ar fi diferență între numere de... Vrei tu să faci asta? Că m-am oprit eu aici la 100 ori 101. Dar dacă mă opresc la 1000 ori 1001 sau știu, 10.000 ori 10.000, nu se poate. Eu vreau să găsesc o tehnică de calculare a aceste sume. Asta e singura idee care are. Cu 2 nu ne face serviciu. Hai să mulțim cu 3, mă. Eu... Dar de unde știi că nu faci serviciu? De unde știi că nu faci serviciu? Pentru că aici voi avea un 2 acela, da? Da. 2 acela ar trebui să scriu ca o diferență dintre cine? Ar fi 3 scăzut 1. Sau 6 scăzut 4 păi
faci 2 ori celălalt. Hai să vedem. Merg pe ideea ta, zi dacă mergi. Tu ai sărit bine la mine, ce ai spus. Nu știu. Care-i motivul de ce nu accept asta, nu? Tu ai spus, trebuie să vedem, concret. Hai să vedem. Ce visez eu? Eu visez să pot aranja diferențe de termeni consecutivi. Și tu, la fiecare s-a făcut un 2. Deci este egal cu 1 ori 2. Ori 2 ăsta, da? Da. Plus 2 ori 3, ori 2 pe care îl pun eu acum în paranteză. Plus 3 ori 2 ori 3, 3 ori 4, ori 2 de pus în paranteză. Și pus și mai departe, plus punct, punct 100, ori 101, ori 2 ori acela care ți-l-am pus. Și egal mai departe cum. Ei, în clipa asta, ar trebui să apară o succesiune de 3 termeni, fi 1, 2 ori 3. Și din coace să apară tot 3 termeni consecutivi, dar să apară scăzut. Adică dacă în loc de 2 de aici, dacă aș scrie următorul termen după 3 este 4, 4 scăzut 2. Deci 4 scăzut 2. Atunci 2 ori 3 ori 4 Deci fii atent la șmecheria. Dacă ar fi fost 3, aș fi spus în loc de 3, ca fiind succesorului 4, scăzut predecesorului 2. 4 minus 1. Și la mulțime vine 2 ori 3 ori 4, minus 1 ori 2 ori 3, care duce cu 1 ori 2 ori 3 de aici. Înțeles. Deci, scriem că mulțim cu 2, nu face serviciu. Trebuie să scădem succesorul. Deci, din succesorul lui ăsta de după el, că minus predecesorul ăsta. Da, am înțeles. Așa era șmecheria? Da. Hai, trebuie, că ne-am apropiat. Deci, mulțim totul cu 3. 3. Ai înțeles acum de ce nu faci serviciu? Da, înțeles. Da? Bun. Hai să scrim acum. 3 ies. 3 ies egal cu. 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3. Plus 2 ori 3 ori 3. 2 ori 3 ori 3. Plus 3 ori 4 ori 3. Ori 3. Plus puncte puncte. Da. Plus 100 ori 100. 100 ori 101 ori 3. Și egal cu? 3 este egal cu 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3. Plus? Plus 4. 2 ori 3, lăsăm așa că dat toată. 2 ori 3 pe lângă 4 scăzut 1. Da. Plus 3 ori 4. Plus 4. Pe lângă. 5 minus 2. 5 minus 2. Plus puncte puncte. Plus 101. 100 ori 101. Ori 101. Pe lângă. Pe lângă 102. 102. Minus 99. Minus 99. Și este egal cu. 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3. Plus 2 ori 3 ori 4. 3 ori 4. Minus. Nu trebuie să spunem 4. 2 ori 3 ori 4 am spus. Minus 2 ori 3 ori 1. 1 ori 2 ori 3. Minus 1 ori 2 ori 3. Plus. Plus 3 ori 4 ori 5. 5, da. Minus 2 ori 3 ori 4. Continuă așa mai departe. Plus puncte puncte. Da. Plus 100 ori 101. Da. Ori 102. Da. Minus 99 ori 100. Da. Ori 101. Așa. Și cam mai departe cu. Ia vezi acolo ce se întâmplă. 100 cum se cheamă? 2 cu 3 se simplifică cu 2 cu 3. Da. Nu, 1 ori 2 ori 3 cu minus 1 ori 2 ori 3. Da. Deci se reduc, zic.
Ăsta de aici cu ăsta de aici. Apoi, 2 ori 3 ori 4, cu cine ar veni? 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3 ori 4. Cu? 2 ori 3 ori 4, este vorbim, da? Deci, e 3 ori 4 ori 5 minus 2 ori 3 ori 4. Ăsta cu ăsta, da? Și 3, 4, 3 ori 4 ori 5 cu 3 ori 4 ori 5. Și 3 ori 4 ori 5 cu cine ar mai veni? După aceea, 101 ori 101 cu ori 102 minus 2. Deci 101 ori 102 ori 101, nu? Deci 101, 100, 101, 102. Cu cel dinainte. Așa, ăsta. Și minus 99. Ori 100 ori 101. 100 ori 101. Ce observam? Ei câți erau fiecare din asta joacă. Da. De aici începe. Câți sunt cu plus, atâția sunt cu minus. Dar ăsta cu plus și cu ăla cu minus, care era la sfârșit, așa ar veni, nu? Da. Fiindcă ăsta a rămas cu plus și ăla cu minus e mai mic, s-a dus cu cineva din față. Da. Și atunci a rămas doar ăsta, ăsta cu plus. 100 ori 101 ori 101. Exact. Deci rezultatul este 100 ori 101 ori 101. 3 este egal cu deci 3 100 ori 101. Egal cu 100. Ori 102. Ori 101. Ori 102. Este egal cu 100 ori 101. 100. Ori 101. Ori, putem să facem direct 102 împărțit la 3. 102. Totul supra 3, da? 102 se împarte la 3 exact și face cât? 30 și... Sunt 34. 34, da. 34. Bun. Ce observăm? Să constatăm repede că ăsta este rezultatul. Care a fost smecheria? Deci ideea asta de a mulți cu 3 este spectaculoasă. Nu era rezultat. Cum? Trebuie 100 ori 101. 101 ori 100... Ori 34. Ori 34. Bun, ideea de a mulți cu 3 ne salvează foarte tare, foarte tare. Pentru că îl scriem pe 3-ul acela ca fiind succesorul lui fiecărui dintre cei doi, înspre decesorul celor din față. Dacă îți dau ieșit următor acum, ia să vedem la suma asta cum acționez. Observ că m-am dus acum pe calculul nostru, pe gând la ieșitul acela care mi-l-a propus, care l-am făcut și fiindcă l-am modificat, am avut o slăbiciune de el, am revenit și am spus că da, mergea cu nu cu greșeală, cu așa cum mi-a dat de autor, pentru că da, pentru varianta aceea. Și am spus, nu merg sumele acelea, dacă luăm de baza 2, este o altă bază. Da. Merge și șmecheria care știm noi, mulțim cu baza ambii membri, facem, adunăm, scădem acolo, construim și merge foarte, foarte bine. Da. Când m-am dus la sumele acelea care le știam, și încă ceva foarte interesant este să observăm că ieșițile de forma următoare ies egal cu 1 ori 2 ori 3, fii atent ce dau, plus 2 ori 3 ori 4, plus 3 ori 4 ori 5, plus 4 ori 5 ori 6. Nu știu mai departe, plus câte puncte, plus, și așa mai departe, 100 ori 101 ori 102.